Vă salut, dragi credincioși! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bine ați venit! Sper din tot sufletul ca urmărind videoclipurile de pe canalul YouTube Dumnezeu te iubește, să vă simțiți cuprinși de pace și binecuvântare. Aici veți descoperi mesaje pline de inspirație, credință și iubire divină în fiecare videoclip. Vă încurajez să vă abonați pentru a începe împreună o călătorie spirituală plină de lumină și speranță. Astăzi voi dezvălui taina pentru ca toți cei demni să descopere calea către lumină. Vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. După un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Psalmii 23, Faptele Apostolilor 16:20-26, Habacuc 3:17. Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Într-o seară liniștită de vară, m-am retras în colțul meu favorit din grădină, sub bătrânul păr sădit de bunicul meu, care pare să fi existat acolo dintotdeauna. Aerul era răcoros și mirosul de pământ umed aducea cu sine un sentiment de liniște profundă. Orașul forfotea în depărtare, dar aici, sub păr, era un sanctuar de calm și contemplare. Am închis ochii și am inspirat adânc, lăsând sunetele naturii să-mi inunde simțurile. În acel moment m-am simțit conectat la ceva mult mai mare decât mine însumi. O prezență subtilă și puternică m-a învăluit, ca o îmbrățișare tăcută din partea universului. Am simțit că Dumnezeu era acolo, alături de mine, chiar dacă nu puteam vedea sau atinge această prezență. Reflectând asupra vieții mele, mi-am adus aminte de toate momentele de incertitudine și provocare prin care am trecut. Chiar și atunci când smochinul nu a înflorit în existența mea, când vița simbolică a vieții mele nu a rodit, când măslinul speranțelor părea sterp, câmpiile ambițiilor mele rămâneau nerodnice și adăposturile siguranței mele erau goale, am găsit puterea de a mă bucura în Domnul. În aceste momente de lipsă și dificultate, am învățat să celebrez prezența Dumnezeului mântuirii mele. Cu ochii închiși, m-am rugat în taină, mulțumind pentru călăuzirea nevăzută ce mi-a fost mereu alături. Doamne, am șoptit eu, îți mulțumesc că ești la cârma vieții mele. Te rog, dă-mi credința necesară pentru a te urma și astăzi cu deplină încredere în tine și călăuzirea ta. Pe măsură ce rugăciunea mea se contopea cu vântul care șuierea printre frunzele părului, am simțit o pace profundă cuprinzându-mă. Am deschis ochii încet și am privit către cerul înstelat, simțind că fiecare stea era o promisiune de lumină în întuneric. În adâncul inimii mele, știam că indiferent ce îmi rezervă viața, atât în momentele de abundență cât și în cele de lipsă, bucuria mea în Domnul va rămâne neclintită. Această bucurie nu depindea de circumstanțe exterioare, ci de legătura mea profundă cu Divinul, cu izvorul a toată lumina și puterea. Am plecat din grădină în acea seară cu o renoită încredere și curaj, pregătit să întâmpin orice provocare cu inima deschisă și plină de credință. Știam că Dumnezeu era cu mine și aceasta era singura certitudine de care aveam nevoie. În tăcerea adâncă a nopților, într-o lume împodobită cu stele strălucitoare, am început să-mi contemplu existența și menirea. Simțeam că Dumnezeu are un plan misterios și profund pentru fiecare dintre noi, chiar dacă încă nu am reușit să-l descifrăm complet. Era nevoie de timp, răbdare și încredere pentru a înțelege planurile divine, într-o măsură care depășește micii mea omului. În momente de reflectare, când simt că drumul meu este acoperit de ceața incertitudinii, îmi aloc timp pentru a medita la scopul meu. Îmi deschid inima și mintea în fața prezenței divine, așteptând să primesc înțelepciunea care vine doar din comuniunea cu Creatorul.
Îmi aduc aminte că uneori răspunsurile nu vin imediat. Uneori ele necesită răbdare și contemplare profundă. Există însă o certitudine. Pentru ceea ce încă nu am înțeles, răspunsul Domnului nu va întârzia. Fii răbdător, îmi spun mereu, căci răbdarea este cheia pentru descoperirea adevărurilor ascunse. În această așteptare activă mă străduiesc să îmi păstrez sufletul liniștit și deschis, pregătit să accepte revelațiile divine pe care esența supremă mi le va aduce la momentul potrivit. Ca un fluture care trece prin fazele metamorfozei sale, și eu învăț să îmbrățișez fiecare etapă a călătoriei mele spirituale. În fiecare zi îmi aduc aminte că fiecare pas, fiecare piedică și fiecare răgaz este o parte necesară a căii mele. Cu fiecare rugăciune și fiecare gând profund, simt cum energia divină curge prin mine, umplându-mă cu speranță și credință. Și atunci când îndoielile mă asaltează și zgomotele lumii amenință să mi tulbure liniștea interioară, revin la răbdare. Ca o ancoră puternică, răbdarea mă ține ferm în fața furtunilor existenței. Învăț că răbdarea nu este doar o virtute pasivă, ci o cale activă a servirii divine. La momentul potrivit, exact când voi fi pregătit să înțeleg, răspunsul va veni. El va răsări precum soarele după o noapte lungă și întunecată, umplându-mi ființa cu lumină și claritate. Atunci voi vedea desfășurându-se în fața mea planul sublim al divinității. O harta destinului meu marcată de înțelepciune și iubire. În această așteptare însă, mă voi bucura de darurile prezente. Fiecare clipă, fiecare moment este o lecție și o binecuvântare în sine. Fii răbdător, căci vei fi răsplătit din belșug, o răsplată care nu se măsoară doar în bunuri materiale, ci în pace sufletească, în împlinirea scopului și în conectarea profundă cu divinul. Cu fiecare pas pe care îl fac, chiar dacă încă nu văd întregul drum, știu că sunt ghidat de mâna invizibilă a Creatorului. În fiecare suflet, simt promisiunea unei reușite, o asigurare că nimic nu este lăsat la întâmplare și că fiecare experiență mă apropie mai mult de scopul meu. Astfel pășesc înainte cu inima deschisă și plină de credință, așteptând momentul revelator al înțelegerii divine. Încrezător în planurile care mi-au fost pregătite, îmi trăiesc viața cu o bucurie liniștită și cu certitudinea că într-o bună zi toate întrebările mele vor avea răspunsuri. Și atunci, cu o inimă plină de recunoștință, voi vedea și voi înțelege adevărul profund din spatele fiecărui pas al călătoriei mele spirituale. Una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le găsim în cartea și în trăirile profetului Habacuc este încrederea profundă combinată cu bucuria de a ști că Dumnezeu nu ne părăsește niciodată. Asemenea profetului, fiecare dintre noi trece prin propriile sale încercări, momente de cumpănă și întrebări la care nu am găsit încă răspunsuri. Habacuc ne învață să ne predăm cu toată inima și să avem încredere în divinitate, chiar și atunci când circumstanțele par sumbre și pline de incertitudine. Această încredere nu este una oarbă, ci izvorăște dintr-o cunoaștere profundă a prezenței divine, dintr-o relație bazată pe credință și experiență. În mijlocul frământărilor, Habacuc simte pacea și promisiunea neclintită că Dumnezeu este cu el, susținându-l la fiecare pas. Astăzi, la fel ca în vremea profetului, suntem chemați să ne oprim din goana zilnică, să stăm în liniște și să ascultăm. Dumnezeu ne cheamă să ne apropiem de el, să intrăm în prezența sa sacră și să lăsăm tăcerea să umple spațiul dintre întrebările noastre și răspunsurile divine. În această liniște sacră, descoperim că Dumnezeu vorbește prin evenimentele zilei, prin întâlnirile aparent întâmplătoare, prin necazurile și bucuriile ce ne întâmpină la fiecare pas. El nu ne părăsește niciodată, chiar și atunci când răspunsurile ne ocolesc. În loc să ne îndepărtăm de El în neștiința noastră,
suntem chemați să ne apropiem și mai mult, să ne deschidem inimile și mințile pentru a percepe șoaptele fine ale prezenței divine. Este în asemenea momente de tăcere și meditație profundă când ajungem să înțelegem că Dumnezeu este Cel care țese firele vieților noastre, chiar și atunci când acestea par să fie încurcate ori rupte. Încrederea noastră, asemenea celei a lui Habacuc, crește din această cunoaștere liniștitoare, că tot ce ne trebuie este să stăm în prezența lui Dumnezeu și să-L lăsăm pe El să ne ghideze prin labirintul vieții. Astfel, în tăcere și meditație, ne conectăm cu esența spirituală a prezenței divine și găsim răspunsurile pe care le căutăm. De fiecare dată când ne ridicăm din aceste momente de liniște, suntem mai înțelepți, mai plini de pace și mai ancorați în certitudinea că Dumnezeu ne susține. Experiențele noastre, bune sau rele, devin parte dintr-o lucrare divină mai mare, plină de iubire și lumină. Așadar, să răspundem chemării de a sta în prezența lui Dumnezeu, să ascultăm și să lăsăm ca tăcerea să devină spațiul în care El ne vorbește, ne încurajează și ne călăuzește. La fel ca Habacuc, învățăm să ne încredem în promisiunile divine și să ne bucurăm de asigurarea că nu suntem niciodată singuri în această călătorie. Viața de credință nu o trăim prin vedere sau simțurile personale. Adesea nu avem nicio dovadă că Dumnezeu ne este alături și că veghează asupra vieții noastre. Iar când încercările și greutățile ne lovesc, credința ni se clatină. Deși nu înțelegem tot ce ni se întâmplă și nici motivele evenimentelor din viața noastră, experiența lui Habacuc ne învață că Dumnezeu ne conduce viața. Nimic din ce se întâmplă în viața noastră nu depășește voința și aprobarea divină. El ne conduce viața în modul în care dorește, iar adesea nu se consultă cu noi din motive numai de El știute. În aceste momente de neînțelegere și confuzie, suntem chemați să ne întărim credința, să ne încredem în planurile Lui și să ne amintim că totul are un scop divin. Este ca și cum am navigat pe o mare agitată fără a vedea țărmul, dar având certitudinea că navigatorul nostru divin știe exact unde ne duce. Fiecare val și fiecare furtună pe care o înfruntăm sunt instrumente prin care Dumnezeu ne modelează caracterul, ne purifică intențiile și ne aduce mai aproape de desăvârșire. În tumultul vieții, suntem invitați să ne adâncim rădăcinile în credință și să ne bazăm pe promisiunile divine care nu se schimbă niciodată. Habacuc ne amintește că, în ciuda faptului că nu înțelegem întotdeauna planurile lui, Dumnezeu este suveran și binevoitor. El vede imaginea completă, în timp ce noi vedem doar fragmente. Fiecare întâmplare, fie ea de bucurie sau durere, ne pregătește pentru un scop mai mare, unul pe care adesea îl deslușim abia după ce am trecut prin focul încercărilor. Suntem încurajați să fim statornici, să ținem aprinsă flacăra rugăciunii și să căutăm mereu prezența Lui în viețile noastre. În tăcerea inimii, în liniștea rugăciunii, descoperim că Dumnezeu este cu noi, chiar și atunci când nu simțim direct prezența Lui. El ne vorbește prin scripturi, prin semne tainice și prin vocea liniștită a conștiinței. Este important să ne amintim că Dumnezeu lucrează la propria sa împărăție, iar noi suntem unelte în mâinile Lui. În fața durerii și a suferinței, suntem invitați să ne predăm complet voinței Lui, să acceptăm căile pe care le alege pentru noi și să cultivăm o încredere neclintită în bunătatea și iubirea sa infinită. Astfel, viața de credință devine un parcurs sacru, o călătorie continuă de creștere spirituală. În fiecare moment de îndoială, suntem invitați să privim dincolo de aparențe, să învățăm din exemplul celor care au mers înaintea noastră și să ne încredem în Dumnezeu cu toată inima. Pe măsură ce înaintăm prin necunoscut,
să ne amintim că El este alături de noi, ghidându-ne și protejându-ne, chiar și atunci când nu avem toate răspunsurile. Prin credință, descoperim cu fiecare pas că dragostea sa ne înconjoară, ne vindecă și ne conduce către destinul pe care l-a pregătit cu atât de multă iubire și înțelepciune pentru fiecare dintre noi. Într-un sat liniștit, înconjurat de dealuri verzi și păduri dese, trăia un bărbat pe nume Ioan. El era cunoscut în întregul sat pentru credința sa nestrămutată în Dumnezeu. Ioan nu era un om bogat în avere materială, dar era îmbogățit spiritual, având o inimă plină de iubire și o credință de neclintit. Într-o zi, satul a fost lovit de o mare nenorocire. O furtună puternică a măturat pământul, distrugând recoltele și casele oamenilor. Locuitorii erau dezorientați și deznădăjduiți, neștiind cum vor putea să supraviețuiască fără recolte și cu adăposturile prăbușite. În acele momente de disperare, Ioan s-a întrunit cu oamenii din sat și le-a vorbit cu înțelepciune. "Dragii mei frați și surori," a spus Ioan cu o voce calmă și blândă, "în ceasurile cele mai întunecate și în împrejurările cele mai descurajatoare, credința noastră trebuie să fie ancorată în Dumnezeu, izvorul la toată lumina și puterea. Așa cum Habacuc și-a păstrat credința chiar atunci când totul părea pierdut, și noi trebuie să ne legăm sufletele de Dumnezeu, căci El ne va reînnoi nădejdea și curajul în fiecare zi." Oamenii au ascultat cu atenție și, deși inimile lor erau goale, au simțit o rază de speranță. Împreună au început să-și reconstruiască satul mână de la mână, într-un efort comun de a-și reconstrui viețile. În fiecare dimineață, înainte de a începe munca, se adunau în piața centrală pentru a se ruga și a cere ajutorul divin. Ioan îi încuraja mereu, amintindu-le că cel neprihănit va trăi prin credința lui. Timpul trecea și încetul cu încetul satul a început să-și revină. Recoltele au fost replantate, casele reconstruite și spiritul comunității a fost mai puternic ca niciodată. Oamenii au învățat să-și ajute aproapele și să trăiască în armonie și credință. Într-o seară, după o zi lungă de muncă, Ioan s-a așezat pe o bancă de lemn, privindu-și satul renăscut, și-a ridicat ochii spre cerul înstelat și a mulțumit lui Dumnezeu pentru că le-a dat puterea și curajul de a trece peste greutăți. "Doamne," a rostit el în șoaptă, "ne-a învățat că prin credința în Tine, nădejdea noastră se reînnoiește zilnic și că, indiferent de încercările vieții, ne putem găsi forța în iubirea și lumina Ta divină." Povestea lui Ioan și a satului său a devenit cunoscută și în alte localități, inspirând multe alte comunități să-și întărească credința și să-și păstreze speranța în cele mai grele momente. Credința care l-a întărit pe Habacuc, aceeași credință care a susținut pe poporul lui Dumnezeu din zilele noastre, a devenit fundamentul pe care s-a clădit o viață de har, lumină și iubire divină. Așadar, exemplul lui Ioan ne amintește mereu că, indiferent de întunericul și dificultățile pe care le întâlnim, credința noastră în Dumnezeu este farul care ne călăuzește și ne menține vie speranța. Cel neprihănit va trăi prin credința lui, iar prin această credință putem găsi puterea de a trăi o viață îmbelșugată în harul și lumina lui Dumnezeu. Credința care l-a întărit pe Habacuc este aceeași credință care susține pe poporul lui Dumnezeu din zilele noastre. În ceasurile cele mai întunecate, în împrejurările cele mai descurajatoare, credinciosul creștin își poate ține sufletul legat de izvorul a toată lumina și puterea. Prin credința în Dumnezeu, nădejdea și curajul lui pot fi reînnoite în fiecare zi. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Profeți și regi, paginile 377 și 378. În tăcerea unui răsărit de soare, Maria s-a așezat în grădina ei, respirând adânc aerul proaspăt și dulce al dimineții.
Fiecare frunză și fiecare floare părea să șoptească un secret vechi, un mister al universului. În inima ei simțea un amestec de dorință și neliniște, o nevoie profundă de a înțelege direcția vieții sale și de a găsi sensul în mijlocul haosului zilnic. În acele clipe de liniște, Maria a simțit un îndemn tainic, o chemare subtilă de a-și reînnoi încrederea în Dumnezeu. Deși nu putea înțelege toate evenimentele care îi se întâmplau, a știut că există un plan mai mare, unul țesut cu grijă divină, dincolo de percepția umană. Și-a închis ochii și a rugat cu o voce blândă care a vibrat în aerul dimineții. Doamne, îți mulțumesc că ești la cârma vieții mele. Te rog, dă-mi credința necesară pentru a te urma și astăzi cu deplină încredere în tine și călăuzirea ta. În timp ce rostea aceste cuvinte cu smerenie, Maria a simțit ca o adiere caldă mângâindu-i sufletul, o prezență invizibilă dar copleșitoare care îi învăluia inima cu pace și claritate. Își aducea aminte de voci din trecut, de profeții și înțelepți care vorbiseră și ei despre aceeași lucrare divină în viața omului. Maria a deschis ochii și a privit în jur, observând cum razele soarelui începeau să lumineze grădina, desenând umbre delicate și străluciri de aur pe iarbă. O liniște profundă a pătruns în ființa ei, o înțelegere că fiecare frunză, fiecare petală se aflau sub aceeași grijă protectoare a Creatorului, care călăuzea totul cu iubire și înțelepciune. În acea rază de lumină divină, Maria a simțit că este parte dintr-un destin vast și semnificativ, o poveste scrisă de mâna divină a lui Dumnezeu. Deși nu avea toate răspunsurile, știa acum că nu era nevoie să le înțeleagă pe toate. Îi era suficient să știe că Dumnezeu era la cârmă, călăuzindu-i fiecare pas. În acea zi și în toate zilele care au urmat, Maria a pășit cu o încredere reînnoită. Fiecare provocare a devenit o oportunitate de a-și întări credința. Fiecare întâmplare, un semn al iubirii divine care o călăuzea. Povestea Mariei a devenit o inspirație pentru mulți. Prin exemplul ei, alți oameni au început și ei să își reînnoiască încrederea în puterea și călăuzirea divină. În seriile de rugăciune comună se adunau împreună rostind cuvinte pline de reverență și iubire. Doamne, îți mulțumim că ești la cârma vieții noastre. Dă-ne credința necesară pentru a te urma cu deplină încredere în tine și în călăuzirea ta. Astfel, în acest cerc sacru de credincioși, găseau putere și nădejde să meargă înainte, știind că fiecare zi era un dar divin, fiecare pas era ghidat de lumina neclintită a Creatorului. Viețile lor, deși pline de mici mistere și neînțelegeri, au devenit mărturii vii ale credinței și încrederii în Dumnezeu, care își îndeplinește mereu planurile în chip minunat, chiar și atunci când noi nu le putem desluși pe deplin. Dragii mei, îi mulțumim lui George Hodorogea pentru acest material și vouă pentru că ne-ați fost alături. Numai bine vă dorim, Doamne ajută tuturor! Pe curând!